Am pus un banan să se fiarbă, deoarece știu că se face din banane dulceață. Să încercăm să fierbem un banan. Am auzit că, de asemenea, bananele fierte sunt foarte gustoase. Bananele care eu acum azi le-am cumpărat sunt dulci, deoarece sunt puțin negri, dar vreau să le fac și mai gustoase, deci să fierb un banan. Fierbe. Fierbe banana. Am dat mai încet. Nu știu cât să fierb, dar voi încerca vreo 10 minute să o fierb. Până la, va fi la ore 10 și 5. Deci să începem. Banana se fierbe deja 5 minute. Am întors-o pe altă parte, deoarece s-a înnegrit. În cameră nu prea se vede. S-a întâmplat ceva, o nenorocire. Deci, am mai 5 minute. Și văd ce mai departe se întâmplă cu ea. Să închidem deoarece mijile de banană. Și să o testăm. M-am gândit mult cum să o scot și am scos-o. Acum să așteptăm să se răcească. Am și decojit-o și am încercat. Și uitați-vă că ea e moale. Am gustat-o. Mă uitam, credeam că la miros nu are deloc miros. Dar când o pui în gură, este parcă ceva foarte original. Parcă chiar e dulceață. Doar că zahăr nu este în ea mult. Banană fiartă, încercați. N-am cuvinte să redau cum e la gust. Parcă e dulceață de banană. Vă mulțumesc, la revedere! Am uitat să vă spun, mai bine aș mânca o banană crudă decât fiartă. Plus, la atât, banana fiartă are mai puține vitamine și are o valoare energetică mai mare.